bărbați slabi, fără coloană vertebrală și femei răzvrătite, pline de agresivitate și viclenie. Iată cum arată sfârșitul civilizației. O civilizație în declin. Cred că imaginea aceasta, dincolo de barbaria tăierii capului, nu ne este foarte străină nouă astăzi. Aproape în fiecare sâmbătă seara, într-un loc sau altul, astfel de scene sunt pretutindeni. Mai ales în zona noastră, mai ales în perioada aceasta de vară. Moartea lui Ioan Botezătorul. Aici am ajuns cu studiul cărții după Matei, Evanghelia după Matei, și socotesc că este potrivit, atât pentru sărbătoarea de astăzi, cât și pentru învățătura noastră. Pentru că avem aici înaintea noastră o mamă care a eșuat lamentabil. Un model toxic de femeie și de mamă. De asemenea, un model slab de bărbat în persoana lui Irod. În vremea aceea, spune Matei, adică în vremea în care Domnul nostru Iisus Hristos mergea din cetate în cetate, predica Evanghelia, vindeca bolnavi, elibera demonizați, chema oamenii la pocăință și continua misiunea pe care a început-o Botezătorul. Știți că mesajul Mântuitorului s-a suprapus peste mesajul lui Ioan Botezătorul în ce privește chemarea la pocăință. Amândoi au început la fel. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta a spus Ioan, asta a spus Iisus Hristos, asta vă spun și eu, asta spune biserica de 2000 de ani. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus. Nu e vorba de Irod cel mare, cel pe care l-am întâlnit în primele capitole, cel care l-a persecutat pe pruncul nou născut și a ucis sute probabil de copilași din Betleem. Acela a murit. Era mort de mulți ani. E vorba de unul din mulții săi copii care au scăpat cu viață, că pe vreo doi sau trei i-a ucis. E vorba de Irod Antipa, unul din fiii lui Irod cel mare, tetrar peste Galileea și Perea. După ce Irod cel mare a murit, zona Palestinei de astăzi a fost împărțită în patru și a fost dată sub supravegherea, sub cârmuirea unor urmași de ai lui Irod cel mare. Irod Antipa este cel care stă înaintea noastră și el a fost conducător sau dregător peste Galileea și Perea. Stătea în cetatea numită Tiberiada, o cetate foarte interesant, pe care noi o întâlnim în itinerarul Domnului Iisus Hristos. Știți că ne-am uitat până acum la multe călătorii ale Mântuitorului. S-a plimbat prin Galileea din cetate în cetate, Capernaum, Betsaida, tot felul de cetăți, din afara Galileei, dar n-a trecut deloc pe acolo pe unde era Irod acesta. Pentru că, cu siguranță, n-a vrut să grăbească moartea sa și să-l provoace pe acest dregător corupt. Irod acesta era pe tron de 25 de ani. La fel ca și tatăl său, era un om paranoic și deosebit de rău. E drept, dacă este să fim cinstiți, nu a fost la fel de paranoic ca tatăl său. În versetul 2 se spune, Irod, auzind vorbindu-se despre Iisus, a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Irod se vede că are mustrări de conștiință. De fapt, pasajul nostru, asemenea unui film modern de astăzi, începe cu sfârșitul. Începe cu sfârșitul și apoi în versetul 3 să dă timpul înapoi. Irod l-a omorât pe Ioan. Și criminalii au acest sindrom în sensul în care își imaginează că cei pe care i-au omorât se întorc cumva din morți și sunt pe urmele lor. Irod, fiind paranoic, fiind un criminal notoriu, avea acest gând, iată pe Iisus acesta despre care n-am auzit, abia acum aud că face multe minuni, cu siguranță Irod, cu siguranță Ioan Botezătorul, cel pe care l-am ucis. A înviat acum din morți, sau știu eu ce alte idei avea, s-a reîncarnat în persoana lui Iisus, acum a venit cu putere și pe urmele mele. Și a devenit paranoic, la fel ca tatăl său. De aceea, spune el, se fac minuni prin el. Noi știm că Ioan Botezătorul, deși a fost un mare proroc, totuși n-a făcut minuni. Asta spune Scriptura. A fost un mare profet, a chemat poporul la pocăință, a botezat oameni maturi pe baza pocăinței lor, pe unii a refuzat să-i boteze pentru că n-a văzut dovada pocăinței lor, dar el a pregătit calea Domnului Iisus Hristos, însă n-a făcut minuni.
După el a venit Mântuitorul cu o abundență de minuni. În fiecare zi, zeci și probabil sute de vindecări, eliberări și diverse acte miraculoase, incontestabile chiar și de către dușmanii săi cei mai mari. Iar în versetul 3, evanghelistul Matei ne spune de unde a început totul. Căci Irod, spune Matei, prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. De unde a început totul? Ioan Botezătorul, spune noi, nu și-a văzut de treabă. A început să predice pocăință la președinte, la dregător, la rege și să-i spună, nu ți este îngăduit să ții de nevastă pe cea care a fost nevasta fratelui tău vitreg, tu fiind în același timp divorțat, abandonându-ți nevasta pe care a avut-o la început. Nu ți este îngăduit. Și noi am fi tentat să spunem astăzi, dar ce e o tribul lui Ioan Botezătorul să meargă să predice astfel de lucruri înaintea lui Irod? Nu știa în ce pericol se pune? De ce nu și-a văzut de treaba lui? Păi, dragii mei, Ioan Botezătorul tocmai asta și-a făcut. Și-a văzut de treaba lui. Asta era treaba lui. Să cheme oamenii la pocăință. Indiferent că e vorba de Irod, că e vorba de farisei, că e vorba de soldații romani, că e vorba de vameși, că e vorba de pescarii de rând din Galileea. Misiunea profetică, atât a lui Ioan Botezătorul, cât și a tuturor profeților din vechime, era tocmai aceasta, să cheme poporul la pocăință până când nu vine pedeapsa. Ba mai mult, Ioan știa un lucru pe care toți ar trebui să-l recunoaștem astăzi. Și noi românii avem chiar o vorbă, de la cap se împute peștele. Atunci când liderii se comportă într-un mod imoral, ei vor transmite într-un mod inevitabil către cei care privesc la lideri comportamentul lor și vor face ca decăderea morală a societății să fie mai rapidă și mai vizibilă. Ioan Botezătorul știa lucrul acesta, avea misiunea de a chema pe toți oamenii la pocăință și asta a făcut. S-a dus înaintea lui Irod. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Acum, scandalul acesta a fost unul mare printre evrei. Ne spune și evanghelistul Matei și evanghelistul Marcu, ne spun chiar și istoricii din vremea respectivă, și anume Iosif Flaviu, celebrul istoric evreu din secolul I, a fost un mare scandal cu ce s-a întâmplat privindu-l și implicându-l pe Irod Antipa. Irod a trebuit să divorțeze de nevasta sa pentru că a dorit să se căsătorească cu nevasta fratelui său vitreg. E o întreagă telenovelă, vă explic cât pot de scurt. Un divorț cu mari complicații. Irod Antipa era căsătorit din motive politice, evident, cu fata lui Aretas, regele Arabiei. A divorțat de ea și s-a recăsătorit cu nevasta fratelui său vitreg, Irod Filip, și anume Irodiada. Era o întreagă telenovelă, după cum am spus, și un lanț al slăbiciunilor și al păcatelor. Acum, pe de o parte, știm că Dumnezeu urăște și condamnă despărțirea în căsătorie. Pe de altă parte, avem aici o formă de incest pe care legea lui Moise o condamna clar. S-ar putea să spuneți, păi ăștia se potrivesc că și numele le era predestinat. Irod și Irodiada. Numai că pe Irodiada asta o chema așa pentru că pe lângă faptul că era nevasta fratelui său vitreg, era și nepoata lui Irod Antipa. Fiind fata unui alt frate vitreg, un alt copil băiat al lui Irod cel Mare. Și deja v-am pierdut. Lucrurile sunt complicate, dar era o formă de incest condamnată de legea lui Moise, motiv pentru care Ioan Botezătorul este și mai vehement. Acum, Irod, spune Matei, ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Matei scurtează un pic relatarea, Marcu, măcar că este o evanghelie mai scurtă, e mai bogat în detalii cu privire la multe episoade. Însă sunt câteva motive pentru care Irod a ezitat să-l omoare pe Ioan mai devreme. Ioan a fost în închisoarea lui Irod aproape un an de zile. Putea să-l omoare, teoretic vorbind, de mult timp. Dar au fost câteva motive care până acum l-au oprit. În primul rând, frica de mulțime, tipică politicienilor. Se temeau de reacția mulțimii, pentru că mulțimea îl socotea pe Ioan Botezătorul ca fiind un mare proroc. Pe bună dreptate, așa și a fost. Se temea de mulțime, chiar dacă era un tiran, chiar dacă era un barbar, totuși nu sunt străine cazurile și nici poporul nostru nu-i străin de lucrul acesta, când poporul s-a răzvrătit, s-a răsculat și și-a ucis conducătorii barbari. Se temea de norod. Apoi, popularitatea lui Ioan era o problemă pentru Irod. Aici era un conflict de popularitate. Nu dorea să intre în conflict cu Ioan. Dacă ar fi putut să-l acapareze, dacă ar fi putut să surfeze pe valul acesta al popularității lui Ioan Botezătorul, ar fi fost tare bine.
Irod era împărțit. Pe de o parte îl ura pe Ioan și pe de o altă parte îl aprecia. Știm lucrul acesta din versetul 9. Știm că după ce Irodiada o trimite pe fata sa să-i dea vestea lui Irod cu privire la dorință, împăratul s-a întristat. Irod s-a întristat când Irodiada și-a trimis fata pe numele său Salome să vină să-i spună împăratului că dorește capul lui Ioan Botezătorul. Și s-ar putea să fim contrariați. De ce s-a întristat Irod? Păi dacă dorea să-l omoare de mult timp, de ce a fost trist? Ei, cu privire la punctul acesta, ne lămurește evanghelistul Marcu. Și îl rog pe Gabi să pună pe ecran Marcu, capitolul 6, de la 19 la 20. Sunt câteva detalii pe care Matei le omite, dar sunt foarte importante pentru înțelegerea acestui pasaj. Marcu 6, de la 19 la 20. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Era un conflict în capul și în mintea lui Irod. De altfel, era un conflict cu privire la multe subiecte. Dar pe de o parte îl ura, pe de altă parte îl aprecia. Irodiada de mult încerca să-l omoare pe Ioan. Este Irod cel care l-a protejat până acum. Pentru că Irod, pe lângă faptul că era condamnat de Ioan, îl și-a aprecia pe Ioan. Din cauza curajului și a îndrăznelii sfinte, Irod în adâncul sufletului său știa că e un stricat. Știa că e un om corupt. Știa că nu-i bine ce face. Ca să nu mai vorbim de lunga istorie a irozilor, că nici nu mai știu câți au fost, și de actele pe care le-au comis oamenii aceștia într-o societate murdară și stricată. Vreau doar să vă spun că la scurt timp pe scena istoriei va urca cel mai corupt cezar din istoria poporului roman, și anume Caligula, care va fi prieten foarte bun cu Irod Antipa până la un anumit punct. Deci Ioan îl condamna pe Irod și Irod îl aprecia. De multe ori sta în cumpănă. Foarte interesantă expresia aceasta, să stai în cumpănă, ca și cum ți-ai păstra echilibrul, adică nu știi ce să alegi, ești nehotărât. Uneori e bine să stai să cugeți, să stai în cumpănă, dar nu e bine să stai prea mult în cumpănă, că la un moment dat, când stai prea mult în cumpănă, într-o parte sau alta o să cazi. Asta s-a întâmplat până la urmă și cu Irod. Irodiada îl disprețuia de multă vreme pe Ioan și dorea să-l omoare. Și aici putem să vedem și să observăm, dragii mei, că atât bărbații cât și femeile sunt și pot să fie teribil de răi. E o mare dezbatere veche de mii de ani, cine-s mai răi, bărbații sau femeile? Amândoi, și bărbații și femeile, și bărbatul și femeia pot să fie teribil de răi. Femeia poate să fie cel puțin la fel de crudă și agresivă ca un bărbat. Nu vreau să credem că unii sunt mai buni decât alții. Femeia aceasta era o femeie deosebit de toxică, probabil cea mai toxică femeie din Scriptură după Izabela, soția lui Ahab. Cu greu veți găsi o femeie mai stricată în mintea lui decât Irodiada aceasta. Irod era prins între presiunile Irodiadei și aprecierea față de Ioan. Și acum deznodământul abia să fie desfășurat. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. Acum nu vreau să dau apă la moară unor extremiști, dar în antichitate evreii nu sărbătoreau onomasticele, doar păgânii. Și știți de ce nu sărbătoreau evreii onomasticele? Pentru că vedeau la păgâni cum se comportă. Păgânii de câte ori aveau vreo onomastică, era prăpăd. Era dezastru. Băutură, tot felul de păcate, tot felul de imoralități, uneori se ajungeau chiar și la crime, cum e cazul în episodul nostru. De altfel, onomasticile lui Irod au fost celebre în istorie până în medievalitate, până în epoca medievală, a rămas celebră ziua lui Irod, onomastica lui Irod. Oamenii foloseau până în epoca medievală expresia aceasta cu referire la o petrecere cruntă și teribilă care s-a lăsat cu multe murdării și multe prostii. Și spuneau, unde ai fost? Am fost la o petrecere, la o zi de-a lui Irod, o onomastică de-a lui Irod. Pentru că așa se desfășurau onomasticile în vremea respectivă, cum din nefericire în multe cazuri se desfășoară și astăzi. Oaspeții lui Irod, ne spune Marcu din nou, erau oameni influenți și importanți, boieri, mai mari oastei și dregătorii. N-a venit oricine la Irod, ăsta era rege, tetrarh peste Galileea și Perea. Evident că a fost însoțit de oaspeți de cinste. Vreau să remarcați ce se întâmplă și sunt convins chiar dacă textul nu ne spune că ceea ce urmează aici este o planificare. Este un act planificat cu precizie de către nimeni alta decât Irodiada. Irodiada știa cu cine era de-a face. Știa ce soi de om e Irod. Deja îl cunoștea de mulți ani.
Știa că a pus ochii pe fata ei, care era foarte tânără. Știa că are slăbiciuni, știa că e biat, știa că e înconjurat de oameni, știa că e fălos, știa că obișnuiește să se dea în spectacol, să se mândrească și să facă jurăminte lipsite de înțelepciune. Motiv pentru care o trimite pe fata ei. Du-te și dansează, du-te și joacă. Înainte unor bărbați stricați, înainte unor bărbați beți, înainte unor bărbați depravați, mama își trimite fiica, du-te și joacă, du-te și dansează. Și asta se întâmplă. Dansul a fost evident unul lasciv, indecent și provocator. De aceea, dragii mei, noi evanghelicii condamnăm până astăzi această practică a dansului. Sigur că vor veni unii și vor spune, pot exista dansuri decente, pot exista dansuri copilărești, copilașii dansează când aud ritmuri, da, nu le negăm, dar în fiecare societate și civilizație, când se vorbea despre dans, dansul degenera în tot felul de acte indecente, lascive și provocatoare. De aceea noi nu încurajăm și condamnăm practica aceasta, feriți-vă pentru că vedeți și știți dumneavoastră câte se întâmplă. Mai pune acolo și păcatul beției, mai pune acolo și destrăbălarea ca la ea acasă și puteți să vă imaginați ce a urmat. Fata Irodiadei, nu ne spune nici Matei, nici Marcu care este numele ei, dar Iosif Flaviu, celebrul istoric de evreu, ne spune că se numea Salome, a dansat, a plăcut și a urmat problema. Fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea, Irod i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Combinație fatală. Mândrie, beție, putere și prostie. Iată ce se întâmplă. Îl conduc pe Irod să facă o promisiune publică riscantă, fără să se gândească. Doar nu cunoștea el pe Irod. Iada. N-a știut că de multe luni dorea să-l omoare pe Ioan. Dar aburii vinului i-au furat mințile și numai la asta nu s-a mai gândit. Cerința este una oribilă. De aceea i-a făgăduit cu jurământ. Îndemnată de mama sa, spune Matei, i-a zis, dă-mi aici într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Oricât vi s-ar părea de barbară cererea, vreau să vă spun că în antichitate nu era o mare surpriză. Era un lucru destul de obișnuit, mai ales la curțile împărătești. Obișnuiau dregătorii, voievozii, împărații să-și decapiteze cu fast, cu ceremonie, la sărbători de felul acesta, capetele dușmanilor. Și sigur, Ioan era un dușman al Irodiadei. Foarte interesant cum pune problema, Irodiada, prin fata sa, nu-i lasă nicio portiță de scăpare lui Irod, nu-i spune, păi dacă mi-ai făgăduit, făgăduiește-mi că o să-l omor pe Ioan. Puteți să fiți siguri că Irod ar fi spus, îți făgăduiesc, mâine când s-ar fi trezit din beție, nu mai erau prietenii lui de față, ar fi zis, lasă că mai încolo, mă mai gândesc. Dar fata, îndemnată de mama sa, spune, nu, acum, aici, într-o farfurie, în minutele următoare vreau să văd capul lui Ioan Botezătorul. Nicio șansă de scăpare pentru Irod. Împăratul s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Un om slab, care vrea să pară puternic și nu se poate risca să devină toată petrecerea un lucru penibil și ridicol. Ce ar fi zis prietenii lui? Dacă nu i-ar fi îndeplinit această cerință. Și, dragii mei, atâtea păcate, atâtea prostii, atâtea mizerii să fac din cauza acestei întrebări. Ce o să zică lumea? Ce o să zică prietenii mei? Ce o să zică colegii dacă nu fac și eu cum fac ceilalți? Irod, un om slab, un om dominat de anturajul său negativ. Sigur, unii vor comenta și vor spune, pe bună dreptate, că în Orientul Antic o promisiune publică făcută cu jurământ avea caracter obligatoriu. Așa este. Dar Irod nu-i tocmai recunoscut pentru un om principial. Putea foarte ușor să scarce cuvântul. Motivul principal pentru care Irod a ales să asculte și să-și îndeplinească jurământul a fost ochii lumii, ochii oamenilor. Ce vor spune ăștia? Păi eu sunt slab în fața lor? Eu sunt mai slab ca ceilalți? Cum să par eu un om slab, măcar că era din calea afară de slab? De ochii celor ce ședeau la masă, presiunea grupului, presiunea prietenilor, când intri în horă, trebuie să joci. Dacă ești în horă, spunem noi, trebuie să joci. N-ai cum să mai scapi. Soluția e să ieși afară din anturaj, să ieși afară din horă, să-ți schimbi prietenii. Numai că dacă ești ca ei, cum să-i schimbi? Că doar cine se aseamănă, se adună. Și Irod a fost constrâns de această presiune a grupului. Și Solomon spunea cu sute de ani în urmă, frica de oameni este
o cursă. Iată un om care se temea de oameni. A trimis să taie capul lui Ioan în temniță, a încălcat legea romană, l-a executat pe Ioan fără un proces, l-a executat pe Ioan fără să primească aprobare de la Pilat, dar nici romanii nu dădeau doi bani pe Ioan Botezătorul, motiv pentru care nu s-a făcut mare tantam. Totul a fost trecut pe repede înainte și iată o scenă mizerabilă. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mama sa. Ce sfârșit tragic pentru cel mai mare om născut din femeie. Ioan Botezătorul. Hristos l-a declarat așa. Ce sfârșit tragic, spunem noi. Decapitat într-o temniță întunecată, în fundul pământului. N-a văzut lumina soarelui de ani, de luni de zile, aproape un an de zile. Și n-avea să o mai vadă până la înviere. A murit decapitat. A murit rușinos din perspectiva lumii. Dar vreau să vă spun că în ochii lui Dumnezeu el a fost un om vertical. A intrat în ceruri și pe porțile cerului stând drept, primit de sfinții îngeri și de cei care au plecat înaintea lui. Ucenicii lui Ioan, se încheie pasajul nostru, au venit de i-au luat trupul și l-au îngropat. Și s-au dus de a-au dat de știre lui Iisus. Ce au făcut ucenicii lui Ioan? I-au luat trupul și l-au îngropat. Ce vor face ucenicii lui Iisus când va fi Iisus crucificat? Vor fugi. Care unde va putea? Singurul care va rămâne la cruce va fi Ioan. Se vor îngriji alții de trupul Mântuitorului, Iosif din Arimatea și Nicodim. Dar nu putem să nu observăm contrastul. S-au dus și i-au spus lui Iisus, ca și cum l-ar fi avertizat, tu urmezi, bagă de seamă, dacă l-a rezolvat pe Ioan, nu scapi și vom vedea duminica viitoare. Iisus s-a dus de acolo, nu pentru că i-ar fi fost frică de Irod, ci pentru că încă nu-i sosise ceasul să moară. Iisus știa cu precizie când și unde va muri. Nu în Galileea, ci în Ierusalim. Pentru că nu se poate, spune Iisus, ca un proroc să piară și să moară afară din Ierusalim. Care sunt lecțiile pentru noi foarte pe scurt? Dragii mei, biserica are în continuare rolul profetic de a condamna păcatul. Vreau să vă spun că toți suntem din punctul acesta de vedere profeți. Toți membrii bisericii trebuie să declare cu tărie, cu îndrăzneală sfințenia lui Dumnezeu și să condamne păcatul. Nu avem luxul și libertatea să tăcem. În primul rând trebuie să trăim curat. Dacă nu trăiești curat, n-ar trebui să-ți deschizi gura. Dar pentru că trăim curat prin harul lui Dumnezeu, trebuie să condamnăm păcatul și mizeria din lume. Biserica are în continuare acest rol profetic pentru lume. Nimeni n-are dreptul să tacă. Tăcerea înseamnă compromis și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Apoi, mare atenție la jurămintele pe care le facem. Un creștin trebuie să facă doar promisiuni care sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Și trebuie să fim cu băgare de seamă când facem câte un jurământ, câte o promisiune. Mai ales când îl includem pe Dumnezeu. În primul rând trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Psalmul 15 spune, el nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Acest jurământ se presupune că este unul care nu încalcă voia lui Dumnezeu. Pentru că cineva s-ar putea să întrebe, dar dacă vreun om a făcut un jurământ greșit înainte să-l cunoască pe Dumnezeu, după ce se întoarce la Dumnezeu, mai trebuie să țină jurământul acela stricat și păcătos? Nu! Trebuie să renunțe la el. Irod ar fi făcut bine să spună nu, renunț la jurământul meu pentru că e un jurământ stricat, care nu e în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Numai că Irod, fiind el însuși stricat, normal că și-a dus la îndeplinire promisiunea. Deci, ce trebuie să faci dacă ai făcut un jurământ rău înainte de a te întoarce la Dumnezeu? Renunț la el, îi ceri iertare Domnului și te pocăiești de păcatul tău. Apoi, dragii mei, mare atenție la învățăturile pe care le transmite copiilor. Ce trist să vezi mame care își otrăvesc fiicele. Când o mamă ar trebui să transmită fiicei ei înțelepciune, cumpătare, dragoste, femeile mai în vârstă, va spune Pavel, să le învețe pe cele mai tinere cum să-și iubească bărbații, că iubirea nu e un sentiment, iubirea se învață. Femeile mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere cum să-și iubească bărbații. Iată o femeie nebună, care își îndeamnă fiica, am spune noi minoră, că avea sub 18 ani, să fie complice la crimă. Ce trist! Cum să distrugi viața unui copil în felul acesta? Cum ai putea să transmiți copiilor tăi că e ok să glumească cu păcatul?
Mare atenție, nu ne putem permite așa ceva. Copiii sunt foarte inofensivi. În primul rând, noi n-ar trebui să glumim cu păcatul. Glumele proaste n-au ce căuta în mintea și în gura noastră nicăieri. Dar amintem preajma copiilor. Cum să glumești de față cu copilul tău cu privire la imoralitatea sexuală? Cum să faci glume proaste? Ba mai mult să-ți împingi copilul înspre așa ceva. Copilul trebuie să înțeleagă chemarea la viață curată, la sfințenie. Nu ne putem permite să glumim cu păcatul. Nu ne putem permite să punem în mintea lor, pentru că vreau să vă spun ceea ce v-am spus de multe zeci de ori. Libertățile părinților ajung în timp să fie viciile copiilor. Și dacă un părinte și-a permis să bea din când în când câte un pahar de vin, veți vedea că copiii sau nepoții vor ajunge alcooliști. Pentru că fiecare păcat în generația care urmează tinde să se multiplice. Ce trist să auzi de tați care au lăsat în urmă un nume slab. Să vorbești de tatăl tău, ce ți-a transmis tatăl tău? Păi, nu prea multe lucruri bune. Tata a fost și a avut toată viața probleme cu alcoolul. Tata a fost toată viața un om nervos și necontrolat, abuziv, violent, trist. Mare atenție! Să transmitem un nume bun copiilor noștri și valori din cuvântul lui Dumnezeu. Nu le poți transmite dacă nu le trăiești, dacă nu le întrupezi. N-ai cum să le transmiți. Că dacă vorbești și trăiești altceva, copilul se va revolta. Ei sunt primii care observă. Apoi, dragii mei, binecuvântați sunt toți martirii care au murit de dragul adevărului. Verticalitatea lui Ioan Botezător l-a costat capul. Dar mai bine să ai un cap desprins de trup și să fii vertical, decât să fii un om lipsit de coloană vertebrală și să mori în iadul cel veșnic. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, va spune Iisus Hristos, temeți-vă mai degrabă de cel care are puterea să ucidă și trupul și sufletul în ghenă, adică în iadul cel veșnic. Rămâneți verticali. Ioan va sta drept pentru eternitate în rai. Irod se va cârci pentru veșnicie în iad. Ioan a sfârșit tragic din punct de vedere omenesc, dar vreau să vă spun că Ioan a ajuns în prezența Creatorului imediat după moarte. Nu i-a fost frică de moarte. Nu pot decât să mi-l imaginez. Plecându-și capul ca să-i fie tăiat. Dintr-o anumită perspectivă am putea chiar să spunem că a fost o moarte mai ușoară decât a lui Iisus Hristos sau decât a lui Petru care a fost răstignit cu capul în jos. Cu toate acestea, omenește vorbind, a fost o moarte violentă și crudă. Dar Ioan a stat vertical. Așa cum multe mii de martiri vor fi stat peste viacuri și stau și astăzi. Dacă aveți impresia că martirii au trăit doar în trecut, vă înșelați amarnic. Astăzi, în Africa, în China, în lumea musulmană, sunt mii de oameni care mor pentru credință în chinuri groasnice. Unii cu o ploaie de pietre, alții arși de vii. Și am avut ocazia să văd filmulețe care s-ar fi cenzurat pe rețelele sociale trimise de păstori. Oameni arși de vii în 2022 în lumea musulmană pentru credința lor și oameni tineri. Oameni tineri. Binecuvântați sunt martirii care rămân verticali. Tertulian va spune peste câteva viacuri, sângele martirilor este sămânța bisericii. Câtă vreme biserica a fost persecutată, biserica a fost curățită, purificată și a crescut în ciuda intențiilor persecutorilor. Știți cum a murit Irod? Știți cum a murit Irod? Faptele apostolilor. Cum a murit Irod? Mâncat de viermi. Mâncat de viermi. Carnea putrezindu-i câtă vreme era în viață. Trăznit înaintea mulțimii, mâncat de viermi. Știți care e marea tragedie? Că viermii îl vor mânca pentru eternitate. Nu în trupul lui care a fost îngropat, ci în trupul nou care îl va primi. Căci Hristos va spune despre iad și suferința iadului, acolo viermele lor nu moare. Adică vor învia și ei, necredincioșii, vor primi trupuri noi și ei, dar trupuri de ocară, prin intermediul cărora vor suferi o eternitate. Cel mai grav pentru Irod, nu-i că trupul lui muritor a ajuns să fie mâncat de vier, ci că trupul lui veșnic va fi mâncat de vier. Iadul, dragii mei, este chin neîntrerupt. Agonie, suferință, regret nesfârșit. Absența totală a lui Dumnezeu, după cum am văzut și de dimineață. Ce folos să trăiești 100 de ani în chefuri și beții și să-ți petreci veșnicia consumat de chin și regret. Nu e așa că nu ne prea gândim la lucrul acesta? Îți spunem, da, până mor mai este. De unde știi? Poate mori astăzi. Poate mori în noaptea aceasta și tu nu ești în păcat cu Dumnezeu. Ce folos? Da, bun este Dumnezeu cu Israel. A spus Asaf, bun este Dumnezeu cu Israel. Totuși, era să mi se clatine piciorul. De ce? Pentru că mă uitam la cei răi
care înjurau, care erau beți tot timpul și le mergea bine. Iar eu, spune Asaf, Psalmul 73, mă lupt cu păcatul, mă sfințesc în fiecare zi și sunt bolnav și mă simt rău. Și spune Asaf, era să mi se clatine piciorul, dar mai târziu, după ce va intra în templul lui Dumnezeu, va spune despre sine câtă vreme am suferit din cauza invidiei. Eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Acum văd ce e important. Important este sfârșitul. Ioan nu s-a temut de nimeni în afară de Dumnezeu. Irod s-a temut de toată lumea, numai de Dumnezeu. Nu. Mulți oameni vor ajunge în iad din cauza faptului că au refuzat să supere alți oameni. Ce vor zice ceilalți? Iată un refren care se va cânta pentru eternitate în iad. Ce vor zice ceilalți? Asta e important? Sau ce va zice Dumnezeu? Ce e mai important? Câtă nebunie. Irod stă în cumpănă. Irod stă în cumpănă, dar stă prea mult. Stă prea mult. E bine să stai în cumpănă o vreme. E bine să te gândești. Dacă când stai prea mult, până la urmă te vei dezechilibra și vei cădea în partea în care nu trebuie să cazi. Dragii mei, cred că avem multe de învățat din viața acestui om care a avut ocazia să aibă un predicator la curtea împărătească un an de zile. Să asculte predici peste predici. Sigur că nu i-au căzut bine multe dintre ele, dar îl aprecia și l-a apreciat până la un anumit punct. Noi nu știu câte predici am auzit până acum, fiecare în dreptul nostru. Nu știu câte veți mai auzi. Cât va mai îngădui Dumnezeu în dreptul nostru? Pentru că zilele noastre, am văzut deja la timpul de rugăciune, sunt stabilite. Sunt rânduite. Nici una în plus, nici una în minus. Dar nu le știu nici eu, nici dumneavoastră. Singurul care le știe este cel care le-a dat. Important este câtă vreme să zice astăzi. Nu vă împietriți inimile. Pocăința este urgentă, împăcarea cu Dumnezeu este grabnică, de aceea binecuvântat este cel care îl caută pe Dumnezeul său în tinerețe. Amânarea egal împietrire. Orice om care amână împăcarea cu Dumnezeu se împietrește de la o zi la alta. Și dacă spui peste 10 ani, mă întorc la Dumnezeu, tu cel de peste 10 ani nu mai ești cel de astăzi. Ești mult mai împietrit, presupunând că vei ajunge să trăiești peste 10 ani. De aceea să învățăm din pilda acestui om. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, pricepere și putere să-L căutăm și să ne pocăim. Amin.